Cuvânt al Sfântului Atanasie cel Mare, arhiepiscopul Alexandriei, despre Melchisedec. Partea a doua. Iar Sfântul Melchisedec, după 3 zile, pogorându-se din muntele Taborului și luând un corn cu unt de lemn, l-a uns și l-a binecuvântat pe Avram zicând: Binecuvântat ești de Dumnezeul cel prea înalt și de acum vei fi tată a multor neamuri, după cum ți-a făgăduit ție Domnul. Apoi iarăși după puține zile a venit glas din cer către Dumnezeiescul Avram zicând: Fiindcă nimic n-a mai rămas din neamul lui Melchisedec, pentru aceasta se va numi fără tată, fără mamă și fără spiță de neam, nici începutul zilelor având, nici sfârșit, ci ca Fiul lui Dumnezeu preînchipuit rămâne preot în veac. Deci, pentru că singur Melchisedec, dintr-un atât de mare număr de popoare, a cunoscut numai din îndemnul său pe atotputernicul Dumnezeu, cum că acesta singur este adevăratul Dumnezeu, a toate făcătorul, a întregii zidiri văzute și nevăzute, și pentru că din însăși dragostea lui Dumnezeu a defăimat și a părinților dezmierdare și a rudenilor împărtășire și a prietenilor însoțire și a patriei odihnă, precum și slava împărăției părintești, și a cinstit pe Dumnezeu mai presus decât toate acestea, prețuind mai mult viața grea și aspră a pustiului. Pentru aceasta s-a învrednicit de la Domnul cu atât de mult dar, încât s-a sfințit ca un profet, preot al lui Dumnezeu celui prea înalt. Și înaintea venirii darului i s-a dat să lucreze ca o preînchipuire toate cele ale darului ce aveau să vie și să ungă împărați și preoți să binecuvânteze, sfințind și să aducă pâine și vin pentru Dumnezeiescul Avram și pentru cele 318 slugi care erau cu dânsul în casa lui, când Avram s-a întors de la tăierea lui Hodor la Omer. Că mai înainte a zugrăvit cu dumnezeiești vopsele pe Domnul, care avea să se nască din fecioară, și a fost preot în veac, ca unul ce a făcut vie preînchipuirea celui ce în anii de mai târziu a venit cu trup în lume și s-a sălășluit cu oamenii ca să ne înalțe pe noi către cele cerești. Că Melchisedec, când s-a întors Avram de la tăierea lui Hodor la Omer, pâine și vin i-a adus înainte. Tot așa și Hristos, la cina cea de taină, pâine și vin a dat dumnezeieștilor lui ucenici și apostoli, zicând: Luați, mâncați, acesta este trupul meu, și beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Melchisedec a fost fără tată și fără mamă și fără spiță și fără neam, pentru că n-a cunoscut nimeni pe părinții lui și pe rudeniile lui. Iar Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu și Dumnezeu a toate, este fără mamă pentru că se naște din Tatăl, fără patimă, fără de ani, fără stricăciune și mai presus de cuget, cum se naște lumina din soare și cuvântul din minte și puterea cuvântătoare din sufletul cugetător. Și iarăși Hristos însuși este pentru noi și Fiul omului și desăvârșit om, dar fără tată, pentru că fără sămânță bărbătească s-a zămislit de la Duhul Sfânt în pântecele Maicii lui Dumnezeu. Vezi dar, iubitule, adevărate și tainice lucruri pentru noi duhovnicească împărtășire. Deci ai aflat, iubitule, cu darul lui Dumnezeu cine este străinul împărat și totodată preot al lui Dumnezeu celui prea înalt
și pentru ce Melchisedec se numește și este a lui Hristos preînchipuire vie în timpul Vechiului Testament. Urmează dar și iubirii lui fierbinți către Dumnezeu și dragostei lui dumnezeiești pentru ca să te învrednicești ca și el de cununile date lui pentru fericirea cea neîmbătrânitoare. Amin.